Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Sute de făgărășeni au sărbătorit Ziua Națională a României în stradă, duminică la prânz, la ceremonialul militar și religios de la Monumentul Eroilor, care s-a încheiat apoi cu o paradă militară și cu defilarea tehnicii militare. Iar seara, făgărășenii cu mic cu mare au înfruntat frigul și au participat la aprinderea iluminatului de sărbători. Sunt și ei români și sunt învățați să fie patrioți de la cele mai fragede vârste. Prichindeii de la grădinița Mateaș Brâncoveanu au uitat că afară este frig. Îmbrăcați în straie populare s-au încălzit după ce s-au prins într-o horă românească. S-au bucurat că au cinstit Ziua Națională și mai ales că peste câteva zile îl așteaptă pe Moș Nicolae. Ortopedie pediatrică, nefrologie și un punct unde se vor preleva probe pentru analize medicale. Sunt noile structuri ce se vor înființa la Spitalul Municipal și care sunt de mare ajutor pentru pacienții făgărășeni. Oamenii vor fi scutiți astfel să mai bată drumul în alte centre din județ sau din țară pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Locuitorii orașului, dar și ai zonei, au ieșit în număr mare pe stradă, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare pentru a cinsti, așa cum se cuvine, ziua de 1 decembrie. Manifestările au început după ora prânzului, conform programului, cu intonarea imnului de stat și ceremonialul religios. Și de viață făcătoare și nedespărțită-i trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Mărire ție, românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Dragi invitați, dragi făgărășeni, noi cei care simțim românește, trăim astăzi o zi de mare sărbătoare, Ziua Națională a României, acei români care s-au jertfit pe altarul acestui pământ, un pământ românesc, păstrat cu prețul lor, sub cele trei culori, roșu, galben și albastru. Românii care au luptat și au murit pentru libertate și demnitatea acestui popor. Ne îndreptăm astăzi gândurile spre toți românii, oriunde s-ar afla, și vreau să le urez din suflet la mulți ani, la mulți ani România, pământul nostru sfânt, la mulți ani tuturor făgărășenilor. Sărbătoarea a strâns la Monumentul Eroilor făgărășeni și oficialități locale, șefi de instituții, reprezentanții partidelor politice, membri și simpatizanții ai acestora, veterani de război, s-au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor. A urmat parada militară și defilarea tehnicii militare. Thank you.
Apoi făgărășenii cu micul mare au înfruntat frigul și spre seară au participat la aprinderea iluminatului de sărbătoare. 10! 3, 2, 1, 0! La mulți ani de Ziua României și să aveți un an cât mai fericit și ceea ce vă doriți. Și dacă nu avem zăpadă, sărbătorile de iarnă încep cu această aprindere de lumini și le doresc tuturor făgărășenilor să aibă un an așa cum își doresc, iar copiilor să aștepte pe Moș Nicolae la grădinițe și acasă și să le transmit că avem deschisă căsuța lui Moș Crăciun. După aprinderea luminițelor, pe scena din Piața Republicii au urmat câteva momente artistice pentru cei mici. Vine prin! Manifestările dedicate Zilei Naționale s-au încheiat la Făgăraș cu retragerea cu torțe a militarilor. S-au îmbrăcat în costume populare și, deși e foarte frig afară, copii de o șchioapă au ieșit în curtea grădiniței, s-au prins într-o horă românească și au demonstrat că și ei sunt români. Prichindeii de la grădinița Mateaș Brâncoveanu învață de la vârste fragede ce înseamnă să fii patriot. Cred că e bine să facem asta cât de devreme posibil și să arătăm copiilor noi înșine sentimente adevărate față de țară și față de neam. Cred că ne-am îndepărtat foarte mult de la valorile noastre românești și este bine să păstrăm vie această flacără a prețuirii neamului, istoriei, eroilor, a României. Grădinița este arondată Liceului Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu și a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Cei mici, ajutați de doamnele educatoare, au confecționat ornamente specifice pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Decorațiunile vor fi expuse spre vânzare, iar fondurile direcționate către cadourile de sub bradul de Crăciun pe care le vor primi elevii Liceului Teologic Ortodox ce provin din familii cu venituri reduse. La Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș se vor deschide în această lună câteva cabinete cu specialități care nu au mai existat în orașul nostru: ortopedie pediatrică, nefrologie și un punct de recoltare analize. Avem o propunere de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Făgăraș, în sensul că am adăugat un cabinet de ortopedie pediatrică, un cabinet de nefrologie și un punct de recoltare de analize. Practic, cabinetul de nefrologie era o propunere mai veche. Ne ajută foarte mult pentru centrul de dializă al spitalului, în sensul că pacienții care, noi care încep această terapie, pot fi inițiați la Spitalul Municipal Făgăraș și nu mai trebuie trimiși la Brașov pentru a fi inițiați în această procedură. Punctul de recoltare de analize era necesar. Spitalul are aparatură pentru
pentru a realiza orice tip de analize și ne dorim în perioada următoare și după acreditarea laboratorului să facem atât analize pentru toată populația în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, deci cu bilet de trimitere, dar și analize medicale contra cost, mai ales că noi asigurăm și weekendul și urgențele și avem personal în toate cele trei schimburi. Copiii din Făgăraș și zonă cu afecțiuni ortopedice ajung întotdeauna la spitale din Brașov sau din țară, în lipsa unui cabinet specializat în cadrul unității sanitare. Odată cu deschiderea unei astfel de structuri, familiile împreună cu micuții au o șansă să se trateze aici, mai ales că din luna ianuarie vine la cabinet și medicul specialist care se va ocupa de fiecare caz în parte. Făgărașul are o reală nevoie de un cabinet de ortopedie pediatrică. În acest moment, copilașii care au necesită o astfel de consultație merg la Brașov. Am găsit și un medic care este specializat în ortopedie pediatrică și începând cu luna ianuarie sperăm să avem la spital un medic care să facă această terapie cu copiii. Consilierii locali făgărășenii au aprobat la ultima ședință de plen înființarea acestor structuri. La spital există un compartiment de ortopedie în cadrul secției de chirurgie, cu 8 paturi, însă este destinat adulților. Cabinetul de nefrologie este de asemenea extrem de necesar, având în vedere numărul mare de pacienți cu afecțiuni nefrologice care au nevoie de consultații de specialitate. În privința punctului de recoltare al analizelor medicale, aici se vor efectua și servicii externe. Va lucra cu Casa de Asigurări de Sănătate, laboratorul, și orice persoană poate solicita investigațiile, nu doar pacienți internați în spital sau cei care vin la urgențe. Sute de brașoveni au venit în 30 noiembrie de Sfântul Andrei la balul caritabil organizat de Sergiana pentru dotarea secției de pediatrie a spitalului din Făgăraș. Evenimentul s-a desfășurat în centrul civic din Brașov, într-o sală cu 500 de locuri, fiecare invitație costând 200 de lei. Prezenți la eveniment, primarul Făgărașului împreună cu soția, reprezentanții ai primăriei Făgăraș, conducerea spitalului și a Consiliului de Administrație de la spital, mulți făgărășeni angajați în instituții de stat, dar și private, au răspuns prezent aceste inițiative. Am fost impresionată de numărul celor care au susținut și au donat pentru acest proiect, nu numai din Brașov, ci din toată țara. Sunt aici peste 500 de persoane minunate care s-au alăturat proiectului nostru. Doresc să mulțumesc întregii echipe de la Sergiana Group și Asociația Sergiana pentru că ne-a selectat proiectul Spitalului Municipal Făgăraș, secția de pediatrie. Această secție va fi gata în câteva luni și datorită celor care astăzi au participat la acest eveniment. Este un eveniment organizat pentru a strânge bani pentru dotările pediatriei din Făgăraș. Este pentru noi ceva extraordinar să impresionat, cel puțin eu ca primar, sunt impresionat de faptul că atât de multe firme au donat bani pentru mobilier sau pentru aparatura necesară pediatriei și mai mult de atât, pe lângă cei 180 de făgărășeni care participă astăzi la acest eveniment, până la 500 de participanți sunt în principiu brașoveni, oameni care au fost atinși la suflet vis-a-vis de acest proiect. Și le mulțumesc încă o dată pentru acest lucru. Mai mult de atât, grupul de firme Sergiana plus asociația Sergiana, asociația care se ocupă de astfel de proiecte, să fac un efort deosebit și sunt lucruri deosebite pe care ei le fac pentru comunitatea județului Brașov. Bănuiesc că sau poate și mai mult de atât, mai ies și din area județului Brașov. Eu le mulțumesc încă o dată și sper ca anul viitor proiectul pe care ei îl propun, tot atât de mulți făgărășeni sau poate mai mult să vină să contribuie la acel proiect pe care ei îl propun.
Costurile organizării au fost suportate de parteneri și de sponsori, iar suma colectată din vânzarea biletelor va fi direcționată către spital. Cauza a fost aleasă la propunerea Fundației Comunitare Țara Făgărașului, iar fondurile au ca destinație dotarea secției de pediatrie, care va fi mutată în curând în pavilionul central. Lucrările sunt în plină desfășurare. Cei prezenți au avut parte de o seară specială, cu mâncare bună, cu muzică, dans și cu recitaluri susținute de invitați surpriză. Balul caritabil a coincis și cu aniversarea grupului de firme. În anul 2019 s-au împlinit 25 de ani de Sergiana.